Primăria municipiului Giurgiu a anunțat că mai multe străzi incluse în zona 1 a orașului vor fi reabilitate, contractul de finanțare fiind semnat recent de primarul Adrian Anghelescu. În acest sens, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, MDLPA, a alocat municipiului Giurgiu peste 8 milioane de lei prin programul național Anghel Salini. Prin intermediul contractului de finanțare aferent zonei 1 a municipiului Giurgiu, vor fi reabilitate și modernizate străzile Dunării, Păcii, Dr. Inginer Marin Drăcea, Zăvoiului, Fundătura Zăvoiului, Crângului, Intrarea Crângului, Tudor Vianu, Filomenei, Călugăreni și Fundătura Mixandrelor. Conform reprezentanților primăriei municipiului Giurgiu, termenul de finalizare a investiției este de 31 decembrie 2026, acesta putând fi prelungit cu maximum 2 ani.